Trăim într-o societate în care tot mai des sunt prezentate cazuri în care dascălii sunt agresați fizic sau verbal de către elevi, sfidați ori umiliți, iar soluțiile pentru a diminua aceste situații sunt neclare uneori. Atitudinea unor școlari față de profesori ori colegi depășește în anumite cazuri orice limită a bunului simț. Profesorul Florin Ilieș este în învățământ de 10 de ani și spune că atitudinea și pregătirea profesională, etică și morală a dascălilor este esențială pentru că ei trebuie să fie în primul rând un exemplu demn de urmat pentru elevi. La fel de importantă este și relația dintre copii, părinți și profesori. Eu zic că întotdeauna când elevul are un comportament anormal sau noi sesizăm că ceva nu este normal în comportamentul lui, față de profesor, față de școală, față de colegi, sigur că da, față de colegi, atunci trebuie neapărat să avem o discuție cu părinții. Și această discuție trebuie să fie foarte fermă. Să știți că noi avem foarte multe discuții, zilnic aproape. Zilnic avem părinți cu care discutăm. Vrem să prevenim orice abatere de la regulamentul școlar. Toți pregătim oameni pentru viitor. Și dacă acești oameni nu vor avea un comportament civilizat, nu vor avea o atitudine normală față de colegilor, față de părinți, față de muncă, nu vor ști, nu vor respecta, nu-și vor respecta colegii, nu vor manifesta empatie față de semenilor, sigur că vom avea o societate bolnavă. Nu poți avea autoritate în fața părinților dacă n-ai câștigat prin activitatea la clasă, prin rezultatele pe care ai, prin atitudinea, tu ești un model în fața clasei. Noi suntem profesori și când ne plimbăm pe stradă, da? Uitați, profesorul de matematică de la Colegiul Național Decebal din Deva, el este, da? Și când vezi că are o ținută decentă, are un comportament civilizat, nu o să-l vezi că mănâncă semințe respectul pe stradă, față de el, nu o să-l altul. Vezi că fumează în timp ce se deplasează pe stradă. Noi, profesorii, suntem modele toată viața, nu numai în școală, nu numai în sala de clasă, ci în fiecare zi, oriunde ne aflăm.